România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Prieteni, în ultimele 24 de ore am asistat la răsturnarea completă a valorilor aici, la noi. S-a bătut probabil ultimul cui ce pare a fi un coșciug al bunului simț politic și administrativ. N-aș îndrăzni să spun că mai jos de atât nu se poate, căci România te surprinde în fiecare moment. Avem în această țară un ministru care consideră că se poate lăuda și folosi drept argument în numirea sa faptul că nu are competențe în domeniul respectiv. Este vorba despre ministrul digitalizării, domnul Florin Roman, care spune că este chiar un avantaj faptul că nu are nicio legătură cu domeniul, că astfel, zice domnia sa, nu mai poate fura. Și citez, mai bine să ai un ministru fără tangență în acea zonă, că există apetitul unora de a confunda banul public cu propriile afaceri. Deci, din punct de vedere al integrității, eu garantez că nu am niciun fel de afaceri în domeniu, spune domnul Roman. El a ajuns să susțină un așa punct de vedere după ce a fost prins mințind de către jurnaliștii de la Libertatea. În CV-ul domniei sale apare o carte despre teoria digitalizării, care carte nu există însă pe nicăieri. Nici domnul ministru nu mai are una pe acasă, nici la București, nici la Alba Iulia, de unde este. Întâi a spus că o caută acolo, dar după aceea a treptat și a adus aminte că de fapt cartea nu e carte, e articol, o greșeală minoră, cum ar veni. Dar este oare așa? Credeți voi că CV-ul unui om este un document în care se poate minți? Este normal să fie așa? CV-urile nu sunt acte cu care ne lăudăm, sunt acte cu care ne prezentăm. Când le punem la dosarul nostru profesional, ele devin documente oficiale. Nu numai că ne arată viața, dar le arată oamenilor cu care vrei să lucrezi ce știi să faci. Ori domnul Roman îi minte pe angajatorii săi, adică pe noi cetățenii, că știe să facă lucruri legate de digitalizare, de informatică. Iar atunci când este prins cu minciuna, o transformă în virtute și spune că este garanția faptului că nu va fura. Cum ar veni, incompetența este asimilată deodată bunei credințe. Trist moment pentru noi și cred că indiferent pentru ei. Căci dacă te uiți la teoria domnului Roman, ea, într-un fel, s-ar susține așa dacă întorci lucrurile complet pe dos. Căci e timpul să vorbim și despre alte numiri, nu-i așa? Avem numiri competente de data asta, dar cu semne de întrebare. De exemplu, domnul Marian Neacșu este numit secretar general al guvernului. Foarte bine, domnia sa avea însă în trecut o condamnare, e adevărat, astăzi este reabilitat, dar condamnarea era legată strict de funcția publică. Atunci ce faci? Îl mai recompensezi? Mai avem, desigur, și pe președinta Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Aici niciun semn de întrebare asupra probității sale. Doamna Vicol este avocată și a apărat grupuri de interlopi. Asta este singura problemă în ce o privește pe domnia sa. Și în această situație, sigur că ea a primit o funcție, da, trebuia să o primească. Dacă te uiți la modul acesta, e bine, domnul Roman pare, domnule, că într-un fel are dreptate. Adică, ce să mai, domnule, eu sunt integru, dar asupra mea nu aveți niciun semn de întrebare asupra integrității, doar asupra competenței. Așa este? 0372069599. Îl repet să se audă în toată țara, 0372069599. Cât de corectă este afirmația lui Florin Roman? Poate incompetența într-un domeniu să fie o pavăză în calea furtului? Și care este minimul de specializare pe care un ministru trebuie să-l aibă? Ce condiție minimă necesară ar trebui să punem noi pentru demnitatea publică, așa cum ar trebui să fie în 2021. 0372069599. Această emisiune este și pe Facebook la Europa FM. România în direct este deschisă de Mihai. Salutare! Salut și salut la toți ascultătorii acestei emisiuni. Subiectul este extrem de interesant. Însă e numai o bucățică dintr-o imagine mult mai mare.
ar trebui să aducem de exemplu afirmația lui Evanghelie. De ce nu facem facultăți pentru proști? Că și ei au dreptul la facultăți. Serios, da, nu mai știam asta, poate fi auzit-o, dar îmi face impresia că o aud prima oară. Mă rog, în fine, știu că domnul Evanghelie a zis multe. De ce nu aducem în discuție afirmația lui Iordache, care spunea foarte clar că facem ce facem, apropo de legile justiției, pentru că pot. Deci nu pentru că e moral, nu pentru că ar trebui în interes alegătorului, pentru că pot. De aici acum, dacă e să ne ducem la niște idei pe care să le dezvoltăm, e următorul lucru. Eu am constatat cu surprindere, tatonând mediul politic, pentru că am vrut să ajut din exterior la un moment dat pe cei care vreau să facă politică în speranța că o fac pentru alegător. Am vrut să-i ajut din exterior, am văzut că nu e ceea ce cum trebuie. Am vrut să mă duc în interior și să ajut de acolo, din interior, un partid sau altul ca să meargă către alegător și nu către buzunarul lor. Nici și așa n-am reușit. Ce-ai constatat? De ce? Pentru că am constatat următorul lucru. Unde am ajuns să discut pe persoane care erau într-un partid sau altul, fiecare la un moment dat, poate nu imediat când ne-am cunoscut, dar ulterior au zis, nimeni nu face politică pentru alegător. Toți fac politică pentru ei. Or, acest lucru este un lucru care m-a îngrijorat enorm de mult. De acord, dar chiar și așa, să zicem că pleacă cu rea credință. Ce te împiedică să pui un om competent în funcția aia? Adică facem pentru noi, dar, domnule, facem treabă cu unul care să pricepe la asta, uitați. Da, ideea care vreau să o dezvolt este următoarea. Noi suntem din 90 încoace o tablă de joc pentru toți cei care au intrat în politică. Majoritatea timpului a fost ocupat de cei de la PSD-ul. Ceilalți care au venit puțin timp față de cei de la PSD-ul și au pierdut pe mâna lor efectiv tot ce au făcut, pentru că n-aveau pregătire suficientă, n-aveau oameni suficienți și au ajuns până la urmă oamenii care au votat cu ei să se ducă tot la PSD-ul, pentru că sărăcia, în primul rând, care a pus totul pe chituci în România, i-a făcut pe majoritatea alegătorilor, în primul rând, să nu se mai ducă la vot. M-am săturat, toți sunt voți. Dacă îi întrebați pe mulți dintre cei care, dacă mâine ar fi alegeri, te-ai duce, mulți dintre cei întrebați, asta vă răspunde. M-am săturat, toți sunt hoți. Ori ei nu realizează un lucru. Prin mass media, prin alte mijloace, prin toate contactele, cei care sunt la putere încearcă să creeze starea asta de lehamite în beneficiul lor, pentru că dacă cei mulți nu se duc la vot, ceilalți merg cu procentele lor, cu regimentații lor la vot și vor ajunge constant să fie acolo. Așa se explică de ce în Parlament, în Senat, avem senatori parlamentari de 5-6 mandate, 11 mandate. Să știi că și în alte țări. Mulțumesc, dar eu mă gândesc cum crezi că este voință canalizată să duci la lehamite România? S-ar putea să fie multă incompetență, că dacă nu te pricepi la ce faci, atunci ești în situație din asta, cum spune domnul Roman. Și să știți că, apropo de domnul Evanghelie, eu mi-am dat seama că acolo e un moment de cotitură pentru noi, că societatea românească a acceptat la un moment dat, la momentul respectiv, niște lucruri foarte interesante, cel puțin în București, da? Domnul Evanghelie, au fost niște alegeri deodată, parlamentare cu locale, și domnul Evanghelie avea prin oraș câteva afișe la parlamentare, în care, de exemplu, avea o ștampilă pe doamna Andronescu, da? Deci, domnul Evanghelie de la el din sectorul 5 și doamna Andronescu de la rectorul Universității Politehnice, da? Și domnul Evanghelie avea o ștampilă pusă pe doamna Andronescu și spunea, garantat Evanghelie. Băi, stai puțin, PSD, ne-PSD, ideologie, ne-ideologie, comunism, ne-comunism, totuși să vii tu din Piața de Flori George Coșbuc și să o garantezi. Să-l garantezi pe rectorul Universității Politehnice. Aia a fost o răsturnare cumplită de valori. Adică să o garantezi la ce? Claudiu, salutare. Revin la cazul Roman. Ce zici, domnule? E
ce zice domnul ministru, așa funcționează? Este pavăză împotriva corupției? Bună ziua, Cătălin. M-a auzit? Te ascult. S-a dus să-l auzim, dar a închis telefonul chiar în momentul respectiv. Da, puteți să ne sunați să revină la 0372069599. Salut, Stelian. Te ascultăm pe tine atunci. Salut. De multă vreme ascult emisiunea asta. Câteodată sunt de acord, câteodată nu, cu foarte concluziile bine trase de acolo. Și mi se pare normal să fie așa. Dar, revenind la tema zilei. Unu, și ferm, așa, nu are ce să caute o persoană în funcția de ministru într-un domeniu în care nu are pregătire de specialitate. Și am să argumentez. Trecând peste regula bunului simț, cum poți să conduci ceva unde nu te pricepi? Dar mai mult decât atât, un ministru este pus acolo vremelnic să facă politica partidului care se află la guvernare. Dar jos, sub el, sunt, în afară de secretarii de stat, care și ei sunt numiți politici, sunt directorii în minister, care ei sunt angajați cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată. Păi dacă tu nu te pricepi, păi directoria care sunt în subordinea ta te fac, ca să folosesc un termen golănesc, așa. Adică da. Nu poți, cum poți tu să te impui în propria ogradă, în fața subordonaților, dacă tu habar n-ai despre domeniul ăla? Râd asta de tine. Da, să știi că noi am văzut cazul ăsta și mic. Este cazul domnului Ianculescu. Da. Adică da. Deci el se repetă. Pornește treaba de jos până sus. Pentru că se folosește același principiu al numirilor politice, care te fac de râs. Dom'le, numirea politică... subordonaților și doi, are obligatoriile întâlniri cu presa, unde ați văzut ce se întâmplă. Păi fac ea cu el de... Și după ce au făcut de două, trei ori chestia asta, s-a decredibilizat complet și este sinonim numele lui cu unul de care faci bășcălie vești. Și atunci, de ce... ca partid, îți asumi să pui chiar așa în dorul lelii pe cineva? Când a discutat domnul Ciucă acolo, stați că nu-i vinovăția lui Florin Roman completă, că nu s-a suit singur acolo. Niciodată. Deci nu este vinovat cel care mănâncă 7 pâini. E vinovat cel care îi le dă. Deci nu este atât de vinovat el că s-a instalat în post, cât sunt vinovați șefii lui din partid și chiar și primul ministru desemnat, care au acceptat să facă parte din echipă o persoană neavizată. Asta unul la mână. Doi, eu aș merge mai departe și poate că asta e un concept nou. La fel cum în firmele private se fac veșnic traininguri pentru sporirea competențelor, în cadrul partidului m-aș duce la ideea de a face niște traininguri pentru potențialii ministeriabili. Adică în fiecare partid vor fi 10-15 pe care oricând ar putea să devină ministeriabili. Adică să fie aleși, să fie miniștri. Pentru ăștia doar partidele primesc subvenții de la stat de ordinul sutelor de milioane. Știți că în Franța... Ar trebui organizate niște cursuri în care să fie familiarizați cu legislația aplicabilă în ministerele respective. Sau ar trebui să adică facă o școală pe bune. Chiar dacă au studii de specialitate. Posibil chiar ar trebui să facă o școală aibă... pe bune. Cum? Să facă o școală pe bune ca în Franța, cum e școala de studii politice sau administrative. Da, de studii politice, și corect. Atunci... Dar să spunem că mai sunt încă persoane care au terminat școala înainte de 89 și care încă, îs cu vechi state în partid și așa. Dar, domne, adu-i la linia de plutire. Adică, când te pregătești să intri la guvernare și sondajele spun că peste un an, când vor fi alegerile, ai șanse. Băi, care ar fi echipa potrivită de la noi? Hai să punem mâna, să-i școlim un pic, să-i
să poleim să nu se facă, domnule, de râs. Dar vezi tu, Stelian, exact. Mulțumesc. Tu te comporți ca într-o lume normală. Asta a încetat să fie o lume normală, lumea politică. Din două puncte de vedere. Păi, stimate cetățean, când te duci la locul tău de muncă și îți dau ăștia funcție și, uite, închipuiți-vă că mi-ar spune mie acum, băi, Striblea, hai că vino și tu cu să conduci o... Ce, domnule, ce-mi dați să conduc? Nu știu, domnule, o companie energetică. Păi stai, domnule, că eu n-am fost niciodată acolo cu energia aceea, ce știu eu? Păi te-am auzit vorbind la radio de căldură. Știi cum se face gigacaloria asta? Ai mai scris și tu ceva. Dar nene, dar n-am condus, nu știu, nu mă pricep, nu știu alea. O să râdă angajații de mine. Hai mă, nu-ți fă griji că tu ești băia bun, te descurci tu acolo. Hai să conducem. Păi cum te duci? Ce e mintea ta? Când te culci noaptea acolo, când te pui cu capul pe pernă, zici, bă, dar eu mâine am o problemă dificilă de rezolvat cu trecerea combustibilului dintr-o parte într-alta. Cum adormi acolo? Cum faci tu să legi că digitalizare asta, inovație, chestiune de asta, cum faci să legi diverse, uite, instituții între ele? De ce nu ne reușește? Ce capacitate ai? Să știți că, de exemplu, ministrul similar, omologul domnului Roman din Republica Moldova, uitați-vă pe blogul lui Vlad Petreanu, are o listă întreagă de competențe. Republica Moldova, râdem tot timpul. Omul a lucrat toată viața lui în domeniul respectiv. A fost inclus chiar într-o listă internațională a 100 de oameni care revitalizează lumea asta digitală. Mircea, salutare, bine ai venit la România în direct. Ule, salut, dar salut. Poate nu fură. Rău, rău, da, poate nu fură. Măcar cu asta am rezolvat. Alo. Salut! Bună, Cătălina, m-a intrat de vreo două ori la emisiunea ta. Îmi place subiectul pe care l-ai ales astăzi și știu că l-ai atacat și mai de mult puțin, mă rog, în alte emisiuni tangențial. Ce să vezi? Știi ce mi se pare mie ciudat legat de strățocămila asta politico-executivă care apare întotdeauna și ne șochează? Uite, am avut la începutul pandemiei un ministru de specialitate, am avut un chirurg și dacă ne dăm acum înapoi doi pași, o să constatăm, cinstit vorbind, că o persoană de specialitate la Ministerul Sănătății a cam dus de râpă o gestionare a unei crize sanitare. Nu a fost strălucit. Omul era chirurg. Eu te întreb așa, ce crezi că face un chirurg la Ministerul Sănătății? Da. Crezi că ia până în minister și întreabă, bă, voi sunteți cam galben la față, păi avem apendicită, hai că vă operez eu, că sunt chirurg. Adică, ca și ministru, principala chestie este să poți avea o listă de oameni pe care să-i suni, care să-ți furnizeze expertiză și tu, ca ministru numit politic, să faci cumva să acoperi furăciunile partidului care te-a pus în față. Să nu ne facem iluzii. Dacă mâine Iohannis vine și spune, bă, eu vreau pe Țonciu, prim-ministru, și le pasează la partidele care au făcut coaliția actuală, bă, uite, vă dau partidele astea, ministerul ăsta, să fiți mulțumiți, la PNL le păstrăm pe astea, o punem pe Țonciu? Sigur, tată, ne dai ce ne trebuie, o punem pe Țonciu. Asta este, s-a putut Țonciu. Și cu Viorica Dăncilă. Țonciu o cheamă și faceți de-asta, o împreunare între Țonciu și Țonciu. Deci, da, așa. E greșeală mea, Țonciu, da, cu siguranță. Ați înțeles ideea. Dar stați un pic, Mircea, stai un pic. Domnul Victor Costache, la care faci referire, când au început grijile cele mari, domnul Costache și-a luat armele și bagajele și a zis, bă, eu plec de la minister. Mă depășește nivelul de competență cerută pentru ce urmează. Adică reformă plus gestionare pandemică. Omul a zis, domnule, eu poate m-aș fi priceput să fac niște lucruri. Știam câte ceva despre funcționarea unor spitale private, despre cum aș fi vrut să fie sistemul, uite, am plecat. Dar aici, când sigur tu îl argumentezi cu, bun, trebuie să fii un bun manager, poate domnul Roman este un manager excelent, dar sunt niște lucruri, e un minister totuși tehnic, e un minister cu care solicită niște calități de înțelegere a unor probleme care ne depășesc pe cei mai mulți dintre noi. Cătălin, tu crezi că Ion Ciriac se pricepe la altceva decât la tenis? Cele mai bune afaceri ale lui sunt în domeniul auto, crede-mă că nu știe ce motor are sub capota cu mașinul care se plimbă, și în domeniul bancar. Crezi că el a știut ce înseamnă bancă? A plătit un foarte bun director de bancă să-i facă o structură care deja exista, pe care a cumpărat-o.
să-i lărgească structura, să-i facă afacerile. A plătit o grămadă de oameni specializați în domeniul auto ca să prindă toate reprezentanțele posibile pe care le cunoaștem și noi. Și omul face bani din chestia asta. El este business, el e coordonatorul. El e deasupra la chestia asta. N-are nicio expertiză în domeniu. Eu nu vreau să-i apăr într-un fel, să nu mă înțelegi greșit, pe politrucii înțeleg, care nu au nicio expertiză. Vreau să spun că ne facem iluzii că ar trebui să fie așa de bine pregătiți într-o lume în care știm că duhnește de impostură. Dar măcar dăm voie să sper. Cât de cât? Adică, cum s-ar spune, înțeleg principiul tău. Îl folosesc și eu, de exemplu, am mai spus de Greg Dyke, cel care a condus și Federația de Fotbal Engleză, și BBC-ul, și Poșta Engleză, care, până la urmă, este un manager. Nu avea el competențe majore niciodată. Știi ce cred eu, Cătălin, care cred că este problema? Nu neapărat nivelul de expertiză a celor care ajung împinși în față de ministere. Problema reală este că noi nu mai avem sub nicio formă mecanismele prin care, teoretic măcar, am putea penaliza așa ceva. Asta e gravitatea. Noi nu putem face nimic. După ce să... De-aia dădeam exemplu cu Țonțiu sau cu... Nu, Daniela Crudu. Deci dacă mâine ne impune pe Daniela Crudu, nu avem ce să facem. Vom avea un prim-ministru numit Daniela Crudu. Da. Păi acum îmi dau seama. Uite, dacă te trezești în mijlocul unui astfel de scandal, și cu asta vreau să trag o concluzie, și ești premier sau ești președinte de partid, ce faci, domnule? Tu l-ai văzut astăzi de dimineață pe Ciucă, Cătălin? L-a întrebat cineva legat de Azomureș, domnule, cum vedeți criza gazului? Și știi ce a făcut Ciucă? Ai văzut, cred. S-a dat un pas în stânga și a zis, îl las pe ministrul energiei să vă lămurească punctual. Domnule, cred că a făcut bine. Cred că a făcut bine situația asta. Ok, dar care e nivelul lui de expertiză ca prim-ministru când îi se pune o întrebare? Acum două săptămâni când a fost numit, am ridicat această chestiune și am atras atenția, prieteni. Și v-am spus, vedeți că premierul, nu știm nimic despre premierul nostru. Și chiar exemplul ăsta l-am dat. Ce politică energetică o să aibă România? Sau cum va face domnul Ciucă în această situație? Uite, am aflat răspunsul, s-a dat un pas în lateral. O să vină alții. Măcar, dar să știi că decât să fi spus o prostie care să se ducă pe toate piețele internaționale sau în alte cancelarii, mai bine l-a lăsat pe cel care s-a dat la o parte și a confirmat că habar n-are nimic. Dom'le, da, dar știi cum e, decât să deschizi, este celebru banc. Nu deschide gura să-i convingi pe toți că nu știi. Hai ca să vorbesc frumos la radio, că era da, așa. Da, am înțeles, da, înțeleg. Mulțumesc tare mult, a fost o plăcere să stăm de vorbă, Mircea. Simona, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, Cătălin și ascultătorilor. Eu am o singură întrebare. De ce când se merge pentru un post în alte instituții ale statului, acei care merg pe posturi trebuie să dea un examen și din metodologie și din alte lucruri? Adică au fost la noi pe Bacău niște posturi la Casa de Pensii scoase, unde, sincer, au fost două examene. Unul pe parte de legislație, unul pe practică. Nu credeți că ar trebui și în ministere, când se pune ministrul ăla, să fie măcar un pic întrebat ceva din ministerul ăla? Nu e întrebat la el înainte. E întrebat haideți, la comisia parlamentară. Acum ați văzut și dumneavoastră ce se întreabă la comisie. Haideți să nu exagerăm, domnul Cătăi. Adică unii întreabă pe bune, Simona. Ăia din opoziție întreabă pe bune. Adică chiar pun niște întrebări. Și până la urmă tot trec. Da, e adevărat. Dar considerați că ar trebui înainte să ajung ministru, să am și eu o bază acolo, să știu și eu un pic cu ce se mănâncă. Este ca și cum eu, ca profesor de română, predau română, da? Dar mă duc să predau chimie. Adică scuzați-mă, da, am puțină practică, am puțină pedagogie, dar româna e română, chimie e chimie, adică nu mă trimiteți la clasă de chimie, că nu o să fac față. Adică cum pot să vin într-un minister unde eu recunosc că nici n-am habar? Că ce consecințe o să aibă asta? Ce consecință? Da. Din păcate, mergem în picaj și din asta tragem concluzia că cei care ar trebui să fie acolo nu sunt. Și că, din păcate, clasa politică nu s-a schimbat și nu se va schimba. Vor ajunge să ne conducă niște oameni care ne vor adânci și mai mult. Pentru că nu au cum. Și cum au zis antevorbitorii mei, adică cum pot să-și cer eu ție, subalternului meu, ceva ce eu nu știu? Sau dacă vine subalternul meu și mi-aruncă în față niște hârtișe, păi nu că asta scrie acolo. De la poate, că eu nu am habar, ăla poate să-mi spune și mie orice. Și eu stau și zic, da, adică, ce să zic, nu n-ai dreptate sau ce să zic? Adică, nu, deci din punctul meu de vedere,
ar trebui dat niște examene înainte de a ajunge în ministru. Îmi pare foarte rău. Îți ascultați la comisii, dar nu. Nu. Cred că ar trebui cerc să vicios ei. Aici, Simona. Oamenii ăștia nici măcar nu vor putea să angajeze oameni care să se priceapă, pentru că nu pot să evalueze. Vor merge tot așa pe prietenii, pe recomandări, pe cine vor întâlni. În foarte rare situații vor întâlni un profesionist care și mai rar va vrea să lucreze în domeniul respectiv, dar acela va fi pus la colț. Administrația românească e putredă în momentul ăsta. În toată politica de la Revoluție din încoace. Eu sunt monarhistă regalistă, sunt veche țărănistă în Partidul Țărănesc. Când mi-amintesc după alegerile din 1999, când am făcut o ședință la Oradea, la PNT, și aveam un inspector școlar foarte bun pe o materie și nu era de la noi. Și au venit toți în ședință, nu trebuie schimbat să punem unul de la PNT. Și noi am zis atunci tineretul și am zis, nu domnule, nu schimbăm inspectorul de specialitatea cu tare că e bun. Hai să-i dăm examen și lui și celui de la PNTCD. Și dacă cel de la noi va lua notă mai bună, îl schimbăm. Dacă nu, lasă-mi-l acolo, că măcar a făcut ceva. Deci eu pe asta aș merge. Dar e adevărat că dacă un anumit partid iese la putere, trebuie să fie și omul. Dar cred că lucrurile astea se pot schimba. Deci se poate schimba. Da. Îți mulțumesc. Sper să poată fi așa. Dar e greu. E din ce în ce mai greu să cred, mai ales după această declarație care răstoarnă complet lucrurile. Zice, doamne, stați puțin, domnule, că nu-i chiar atât de rău. Vă înșelați. Nu, nu, nu. Merge treaba bine. Mugur, salutare, ești la România în direct. Salutare, Cătăline, ție și tuturor ascultătorilor tăi. Aș începe cu o chestie măruntă, în ghilimele, și anume că România este o țară care, la ora asta, este dirijată din exterior pe toate domeniile. Una la mână, am avut un prim-ministru care nu știa să vorbească. Am avut un prim-ministru care era lipsit de orice bun simț și se prezenta ca și fiind un ministru de elită. Și pe această cale o pot numi pe Viorica Dăncilă. Acest reprezentant al României, care la ora actuală este de o valoare puțin mai mare decât ce a fost înainte, vreau să vă spun că, fiind la origine neamț, eu, din fericire, trăiesc de vreo 36 de ani prin țara respectivă și pot să spun mai multe despre cei care trăiesc în Germania, și anume cei care sunt în conducerea Germaniei. Vreau să spun și o spun deschis, nu am teamă de nimic, aceeași tehnică de a pune în fruntea unui partid, unei primării, este ca și în România. Cu toate că ei o fac mai civilizat și mai evazat, să zicem așa, sau pur și simplu mai ascuns. Păi cum? Explică. Să dau un exemplu simplu. În Germania, într-un oraș unde eu am lucrat și am lucrat chiar la primărie, a fost ales un primar care la origine era instalator. Ok. De apă. Da? Ce putem să spunem noi acum când un Florin Roman vine și spune Mugur, că... Sunt de acord cu tine, dar a fost ales, asta a fost decizia comunității. Comunitatea nu i-a dat examen. Domnul Roman și alți miniștri, oameni cu probleme, oamenii ăștia sunt numiți, sunt aleși, sunt evaluați. Votul se în sine... Se puși pe listă, Cătălin. Da. Cătălin, da. Se da. Puși pe listă. Știi cum se pune pe listă un politician? Ai aflat... Da, după atâția ani bănuiesc, trebuie să fii în gașca potrivită, să aduci banii potriviți, să aduci relațiile potrivite, să pui ceva pe masă, nu? Da, dacă ești pe locul 1 sau 2, pregătește-te să ai cel puțin 200.000 de euro în buzunar. Atunci ești parlamentar. Da, dar să știi că unele partide au făcut asta și la vedere. Deci au fost ani în urmă când trebuia să vii cu o sumă, dacă mai ții minte. Cred că ții minte, nu? Da, corect. A fost discuția asta. Da, știu. Eu am făcut parte și din Partidul Poporului Dan Diaconescu. Deci am fost organizator cu județul. Ce vreau să spun? În politică nu au loc oamenii care ar vrea să facă ceva pentru țară, nu au loc oamenii care sunt cinstiți, nu au loc oamenii care pur și simplu, să zicem că nu au pregătire ca cei care sunt acum în fruntea țării, în ghilimele. Pregătirea aceasta s-a făcut
de la distanță. Sau s-a făcut prin relații și au căpătat o diplomă, că au făcut facultatea X sau Y. Ți se pare ție corect ca unul care, spre exemplu, are o experiență de o viață într-un domeniu, să zicem, da? Să nu aibă șansa să ajungă să conducă un minister, pentru că acolo, în ministerul respectiv, a fost un șofer care s-a pus pe listă cu 200.000 de euro și ajunge în minister. Și să pare normal chestia asta? E, uite, această poveste care ți-o spun eu acum este exact copie ca și în Germania. Deci și acolo ajung oameni incompetenți. Și atunci, acolo, așa, asta vreau să aud. Numai că acolo tot ce se face nu o să auzi la televizor, nu o să vezi la televizor, nu o să auzi la radio nicio bălăceală. Asta este avantajul nemților. Îți spun că vei privi vreodată telejurnalul de la nemți, vei sta pe spate și te-ai minuna și ai spune, bă, dar ce dracu, n-au spus absolut nimic. Deci, pur și simplu, teme care absolut nimic comun nu au cu ce se întâmplă în Germania. Vreau să spun că la Comunitatea Europeană acum se află în fruntea unei parlament o femeie cu 6 copii. Această femeie nu are nicio competență, dar este pusă datorită faptului că vine din Germania și a fost susținută de Angela Merkel. Și atunci, deci, spune-mi cum funcționează atunci lucrurile, că totuși e o diferență. Eu văd Germania aia funcționând, nu încurcându-și cetățenii. A fost, dragul meu, Cătălin, au fost Germania până la căderea zidului, o Germanie adevărată. Începând de la căderea zidului încoace, da, au dat înapoi, pur și simplu nesimțite, cum s-ar spune, da? Foarte nu au avut o violență cum am avut noi în România, nu au făcut nimic care să dea de bănuit că ei nu sunt civilizați, da? În principiu să știi că Germania, care a fost înainte de căderea zidului, nu se compară nici cu negru sub cu cea care este. Îți mai pun o ultimă întrebare, dar te rog să-mi răspund scurt, că mă așteaptă oameni pe fir. Dom'le, dacă în Germania un ministru ar fi spus în CV că a scris o carte și în realitate nu a scris-o, ar mai fi fost ministru? Nu, și ar fi retras singur. Aha, ok. Și iată că am rezolvat problema. Mugur, mulțumesc pentru exemplul foarte bun. Toate țările lumii au probleme. Și cu competența, și cu buna credință, și cu oamenii din politică. Diferența majoră dintre noi și ei este faptul că în momentul în care la ei ai fost prins cu minciuna, cu povestea asta, faci un pas lateral, faci un pas înapoi, sistemul nu te mai susține și spune, prietene, dar știu, toți mințim aici, dar nu ne putem face de râs în fața oamenilor. La noi asta s-a transformat în virtute, asta e marea noastră problemă. L-ai prins pe unul. Stați, mă, că e un avantaj, mă, faptul că nu știu nimic, e un avantaj. L-ai condamnat pe unul, nicio problemă, îl faci secretarul general al guvernului după ce este reabilitat. Dar e un om bun de al nostru, dar ce a făcut, domnule? Au omorât oameni. Asta e diferența esențială, oameni buni. La asta trebuie să ajungem. Tuturor li se întâmplă chestiuni de genul ăsta. E, noi le acoperim. Bogdan, salutare. Salut. Am 34 de ani și pot să spun că urmăresc politica de maxim 15 ani. Adică de când, să zicem că am început să votez și aveam un interes să văd ce votez. Și pot să spun că e mereu aceeași joată. Și mereu același lucru se întâmplă, adică numai PNL-ul poate să ducă PSD-ul la guvernare și numai PSD-ul poate să ducă la guvernare PNL-ul. Și când vine PSD-ul, mereu are puterea de a pune pe cine vor, fără niciun stres. Pentru că oamenii ca mine, în secunda asta, n-aș mai vota PNL-ul. Peste 2 ani de PSD mă voi duce și voi vota, altă variantă. Dar acum, dacă mâine sunt alegeri, nu mă mai duc să votez. După ce circ a fost. Și mereu vin acești oameni ca Vanghelie, Dăncilă și mai nou acest domn, care mă amuză declarația, că măcar să râdem. Nu furi tehnic, din punctul meu de vedere. Adică nu vine el ca bun programator sau așa, face un software care îi virează banii. Se fură prin aceleași metode, cu firme create într-un apartament în care se dau proiectele. Deci nu...
cu licitații, cu tot ce știm noi. Nu trebuie să știe cum să scrie softul de la ANAF, de exemplu. Bun, dar trebuie să știe ce implică, măcar un high level, o vedere de sus la ce se întâmplă acolo, pentru că eu mă duc la el și spun că îmi trebuie asta, el zice, ce zice, da sau nu, dacă îi zic eu? Da. Eu înțeleg dilema ta. Ce ar trebui să... Nu știu, spunem, ești om tânăr, ești în țara asta, mai poate fi întoarsă... îmi cer scuze. Mai poate fi întoarsă această situație? Sincer, părerea mea e că nu. Pentru că vorbesc cu foarte multă lume și lumea, ca și problema cu COVID, ca și problema cu politică, e foarte divizată și mereu o să fie acest ciclu. Mai apar partide ca USR, dar sunt mici, mai apar partide ca AUR, care apar doar ca reacție. Nu văd o evoluție în societate ca să ne ducă undeva mai bine, din păcate. Evoluția vine în mod natural, din exterior, de la oameni care vor să facă ceva de diverse vârste, nu vreau să generalizez, dar nu vine de la politic. Politicul face doar cât trebuie ca să-și asigure condițiile și mereu acest ciclu de oameni incompetenți care fac ce vrea partidul. Știi ce e trist în situația asta? Că nu suntem departe de perioada Dragnea și eu credeam că am învățat ceva de atunci. N-am învățat. Nu, eu am vorbit cu oameni care mâine l-ar vota și oameni, toată lumea crede că acești oameni nu sunt, sunt oameni care sunt competenți, sunt oameni care sunt inteligenți, dar din diverse motive încă votează aceste partide sau personalități. Da, greu de spus. Mulțumesc tare mult, Bogdan. Marius, să știi că ai un minut să tragi concluzia acestei emisiuni. Marius? Da? Ai un minut să tragi concluzia acestei emisiuni. Bună ziua! Aș dori să vorbesc din punctul meu de vedere al experienței pe care am trăit-o eu. Eu am avut un copil în Franța care a fost diagnosticat cu hiperactivitate. Și să știți că am fost impresionat de numărul de persoane care s-au pus în jurul lui pentru a-l integra, pentru că era, pe România și-a spus, era neastâmpărat. Uh-huh. Ne-am întors de 2 ani de zile în România și vă spun că diferența dintre ceea ce s-a întâmplat în Franța cu ceea ce s-a întâmplat în România este de la cer la pământ. Datorită faptului că în România am senzația că statul nu este prezent. Trăim într-o lume, într-o Românie în care statul are interesele proprii, iar poporul trebuie să-și facă singur drum în România pe care o votăm de la an la an și sau tot la 4 ani sau când doresc ei să schimbe guvernul. Deci mi-aș dori totuși ca școala din România să fie fundația unei societăți care ar trebui să se schimbe și bănuiesc că, din punctul meu de vedere, prin educație am putea să schimbăm România. Mulțumesc tare mult. Credeți că domnul Roman n-are educație? Eu zic că are domnul Roman. Dar mie tare teamă mie că noi am distrus bunul simț aici în țara asta și am rupt acele țesături care țin societatea la un loc și care o fac armonioasă și funcționabilă. Asta fac minciunile politice, prieteni. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.